Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un domn șofer, în țara noastră se întâmplă, un domn șofer care nu avea poliția RCA la el, când a fost oprit de poliție, a scăpat de amendă în instanță. A trebuit să ducă în instanță. Polițistul i-a dat amendă 870 de lei pentru că n-a avut asigurarea la el. Stai un puțin, nu? Acum mai câteva luni n-a fost discuția asta în spațiu public, ca să spun așa, și se recunosc inclusiv polițele de pe telefon? Da, dar el nu îl găsea nici pe telefon. Deci nu a putut să o arate nici tipărită, nici în format electronic, drept pentru care polițistul a ajuns la concluzia că nu are poliță RCA, nu are asigurare RCA și i-a dat amendă 870 de lei. Dar judecătoria Alba Iulia a spus că era treaba polițistului să afle pe alte căi dacă omul are sau nu poliță RCA, scrie clujus.ro. Să citească în stele. Da, eu când aud asta că polițiștii se afle pe alte căi, mă îngrijorez. Că lumea civilizată se gândește la calculatoare, internet, baze de date interconectate și așa mai departe, dar cred că în țara noastră polițistul poate afla pe alte căi o mulțime de lucruri, alte căi fiind în general neplăcute. Dar judecătorul ăsta a spus, polițistul avea posibilitatea interogării bazei de date cu asigurările obligatorii pentru a stabili dacă petentul deținea sau nu poliță de asigurare RCA valabilă. Mă rog, fusese tras pe dreapta șoferul că depășise viteza, acolo i-a și-a luat amenda, dar la asta cu RCA-ul. Și acum îmi dau seama că eu în fiecare dimineață, jur, în fiecare dimineață, mai ales acum, de când dimineața prindem un pic de soare înainte să vină vijelia, codurile, nu știu ce, merg cu soarele în față spre est și atunci cobor parasolar. La parasolar, prins acolo sus, este o copie după polița veche. De la RCA. Da. Dar nu ai pe asta nouă la tine. A expirat acum vreo câteva luni. Și în fiecare dimineață când o văd, zic, mamă, să ajung acasă sau să tipăresc poliția nouă, că ea e pe mail. Da, mă, și uit. N-ai nevoie. Uite, eu am pățit același lucru. Te duci în instanță, nu vreau să mă duc. Mi-au trimis polița pe mail, fix în perioada aia, când se discuta că e ok să o ai așa. Și n-am mai tipărit-o. Teoretic, ea e pe un mail, dacă mă oprește vreun polițist, Doamne ferește. Numai puțin că trebuie să caut. Și o caut în mail-uri, probabil că o să și găsesc. Dar uite, am pățit altceva. Când am fost la Dinopark, acum vreo 2-3 săptămâni, eram conștient că am rovinietă. Da. Valabilă. Și când colo... Și când colo, în drum spre pe la Ploiești, așa, eram cu colegul Marius Mantea și Marius zice, am eu o aplicație și pot să verific chestia asta. Da. Și a băgat numărul de la mașină și ce ghiși ce? N-ai rovinietă. Nu mai ai rovinietă. Câte camere ai luat până acolo? Nu știu cât am luat, dar am întrebat și înțeleg că mi-am făcut la Ploiești, mi-am făcut rovinietă și înțeleg că nu e o problemă, nu o să-mi vină amendă, dar el avea acolo în aplicație și dacă ai RCA și dacă ai rovinietă și tot. Deci se poate verifica un polițist dacă își pune pe smartphone. Marius, ne dai și nouă aplicație. Eu altceva vreau să știu. Vă rog. Care mai e situația cu talonul? Înainte, știu sigur, nu știu dacă mai era... e prezent, obligativitatea de a avea talonul la tine în original. Și acum nu mai e? Ba, presupun că mai e, dar sper să nu mai fie. Nu mai e talon? Nu, eu nu am talonul niciodată la mine, că e foarte mare și n-am loc în portofel. Mai zi o dată să audă toți polițiștii. Nu, portofelul tău e mic. Portofelul e mic, talonul e imens. Buletinul, stai puțin. Buletinul ți-l la tine? Niciodată. Am poză în telefon după buletin, poză după talon, talonul am și copie Xerox în torpedo. Acum nu m-a mai oprit poliția de circa 6 ani, deci nu știu cum ar reacționa dacă i-aș arăta... Adică îmi iau buletinul și talonul doar dacă plec la drum. Dar în oraș, ne scriu ascultătorii. Niciodată. Ne scriu ascultătorii, talon original obligatoriu. Ce tâmpenie. Da. Păi dacă l-am copie Xerox... Pentru ne-a scris ce? Moise. Deci Moise după ce... Să trăiești, Moise. Mă, ne ascultă Moise. Da, ne ascultă ca de obicei Moise. Bună dimineața, colegul Moise. Moise zice așa. Deci după ce Zaf spune, băi, este o aplicație, am aflat eu, e o aplicație în care poți să verifici RCA, scrie Moise. E o aplicație în care se poate verifica RCA. A zis Moise dinainte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.